Salut, sunt Vestemean Sorin și pentru voi am să fac un truc cu cărți de joc. Am aici un pachet normal de cărți. Pachetul este normal, cărțile nu sunt într-o ordine anume, însă n-am să le mai amestec. Glumesc, haideți că le amestec, că după aici că e pachetul organizat sau nu știu ce, că așa. Sunt un pic am într-o carte greșeală. Așa. Și vom lua o carte din pachet, oricare nu contează. Asta cea mai bună. 7 de trefla. Eu zic că e o carte frumoasă. Da, și o punem în mijlocul pachetului. Înainte să trec mai departe, vreau să vă asigurați că nu am absolut niciun semn unde am cartea și pe lângă asta nu sunt cărțile îndoite. Ca să vă demonstrez că nu sunt îndoite sau altceva de genul ăsta, am să fac un spring, am să fac o anaconda, am să fac un de power spread, chiar dacă nu este bine, da, ideea e că îndoi cărțile, da, să nu știți că am vreun semn, da, asta e cel mai important. Deci clar, dacă aș fi avut acum un semn pe undeva aici cu degetul mic, l-aș fi pierdut de mult. Da? Deci nu am nimic. Acum am să găsesc cartea într-un mod absolut genial. Voi pune pachetul aici, da? Nimic aici, nimic aici, nimic. Se știe. Ok? Da. Cred că v-a plăcut. Da. Deci nu sunt cărți lipicioase sau nu știu, n-au nimic special. Sunt. Da. Pur și simplu am dat și am găsit-o. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like la acest video, să comentați mai jos și de asemenea